Isaia, capitolul 11, citind de la versetul 1 până la versetul 5. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcina lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării, va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dumnezeu să vă binecuvinteze, mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră, mulțumesc fratelui pastor Costel pentru invitație. Și noi vom avea sărbătoarea mulțumirii și este tot săptămâna viitoare și este frumos, este foarte important să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El ne dă și prin asta, să știți, noi recunoaștem că toate lucrurile vin de la El. Pasajul acesta ne vorbește despre Domnul Iisus și Duhul care a fost asupra Domnului Iisus. Și aici ne spune că o odraslă va ieși din tulpina lui Isai, un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Acesta este Duhul Sfânt care era peste Domnul Iisus, Mesia, cât El a fost pe pământ și întotdeauna. Și ceea ce învățăm de aici este că Duhul Sfânt, să știți, este cuvântul cheie pentru orice mare om al lui Dumnezeu care a fost vreodată pe pământ. Întotdeauna când Dumnezeu a hotărât să se folosească de un om, de un slujitor al său, Dumnezeu a spus lucrul acesta și anume, Duhul lui Dumnezeu era peste el. Duhul Sfânt este cuvântul care apare întotdeauna alături de oamenii mari ai lui Dumnezeu. Despre Iosif, băiatul lui Iacov, care a fost un om deosebit, a fost la dreapta lui Faraon, a avut grijă de întregul Egipt, și de casa tatălui său, și de alte popoare din jurul acela, în vremea lui, despre el s-a spus lucrul acesta. În el era Duhul lui Dumnezeu. Faraon a zis, nu găsesc un alt om înțelept care să aibă Duhul Dumnezeului celui preanalt în el. Faraon a mărturisit treaba aceasta. Este un lucru puțin greu sau deosebit pentru noi și cei necredincioși recunoșteau asta despre el, da? Despre Iosif, că Duhul lui Dumnezeu era peste el. Acum, ce trebuie să înțelegem este că Iosif, vedeți, el oriunde se ducea, izbândea. Spune că în casa lui Faraon el făcea totul acolo. Stăpânul lui, nu, vreau să zic în casa lui Potifar, dacă așa am zis corect, Potifar nu mai făcea nimic. El făcea orice și Dumnezeu era cu el și dădea izbândă în tot ceea ce făcea. De asemenea, atunci când a ajuns în temniță, la fel, Dumnezeu a fost cu el și el a biruit. Secretul lui era unul singur. Duhul lui Dumnezeu era cu el, era peste el. Mâna Domnului era peste el, spune Scriptura, și de orice se apuca Iosif, izbândea. Moise, de asemenea, a fost un om deosebit, prin el am primit legea, el a fost învățătorul lui Israel, el a scris primele 5 cărți din Scriptură. Și nu se știa foarte mult atunci despre Dumnezeu, Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl, despre Mesia, nu, puțin, nu se știa. Se știa că Dumnezeu este unul singur, căruia trebuie să te închini. Dar citind la un moment dat despre Moise, când el a ostenit, nu mai putea. Tot poporul venea la el să fie judecat de Moise și Moise judeca pe fiecare, asculta cauza fiecare în parte. Era ostenit, nu mai putea. Și Dumnezeu a zis lui Moise la un moment dat, ia 70 de bătrâni din Israel și voi lua din Duhul care este peste tine și îl voi turna și peste aceștia. Vei face lucrarea împreună cu ei. Atunci și noi am înțeles și Israel a înțeles că Moise nu făcea cu de la el putere toate lucrurile acestea. Era Duhul lui Dumnezeu peste el, care îl întărea, îl învrednicea să facă toate lucrurile pe care le făcea până atunci. Noi am zis, măi, Moise, asta este ceva deosebit, domn. Egiptul l-a făcut înțelept, așa zic uitemânii, nu? Că a studiat la picioarele lui Faraon, sau mă rog, în Egipt, a învățat toată înțelepciunea Egiptului. Nu, secretul este altul. Secretul era că Duhul lui Dumnezeu era peste el și îl făcea în stare să fie un slujitor al lui Dumnezeu, vrednic, tare în cuvânt și în fapte. De asemenea și Daniel, mai târziu în Babilon, despre el se spune același lucru, că avea Duhul lui Dumnezeu peste el, care l-a făcut să fie de 10 ori mai înțelept, da, decât tovarășii lui.
prietenii lui căutau să-l dea la o parte, pentru că împăratul vrea să-l facă cel din tâi după împărat în Babilon. Și vedem că toți oamenii aceștia mari sunt asociați cu Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu era peste ei. Acum trebuie să știți că nu, Duhul Sfânt nu este al pentecostarilor, este a treia persoană a lui Dumnezeu, da? Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este pentru toți cei ce cred și El ne împuternicește. Cum face lucrul acesta? Ce lucrează Duhul Sfânt mai întâi? Și aici vedem în textul nostru, Duhul Domnului se va odihni peste El, peste Mesia. Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Dumnezeu. Ce lucrează Duhul Sfânt atunci când vine peste un om? Păi după textul acesta, primul lucru pe care îl lucrează este înțelepciunea, frați și sorori. Iacov spune la un moment dat, dacă îi lipsește cuiva înțelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu care dă cu mână largă fiecăruia, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască în inima lui. Ce lucrează Duhul Sfânt în viața noastră? Înțelepciunea, în primul rând. Și noi am crezut și știm, eu personal am crezut mult timp, sincer, versetul din Iov 28:28, unde spune așa, înțelepciunea este frica de Domnul, da? Frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea și depărtarea de rău, aceasta este pricepere. Eu am crezut că asta este înțelepciune, să te temi de Dumnezeu. Noi ne temem de Dumnezeu, de aceea ne-am împăcat cu Domnul, da? Ne-am pocăit, ne-am botezat și deci suntem înțelepți, pentru că avem teamă de Dumnezeu. Lucrul ăsta e adevărat. Dar Solomon spune, frica de Domnul este doar începutul înțelepciunii. A fi înțelept este mult mai mult decât atât. Proverbe 9:10 spune, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Înțelepciunea este modul cum te comporți în viață. Înțelepciunea înseamnă mult mai mult decât să te temi de Dumnezeu. Da, mi-e teamă de Dumnezeu, deci și eu sunt un om înțelept. Nu putem spune asta, asta este doar începutul. Și Solomon, acum o să luăm câteva versete din Proverbe, cartea lui Solomon, cel mai înțelept dintre oameni. El ne spune și ne ajută să înțelegem cum deosebește un om înțelept. Asta este ca să ne evaluăm pe noi. Noi știm că suntem înțelepți, că ne temem de Dumnezeu. Așa începe înțelepciunea, așa este, cu teama de Domn. Dacă nu zici da lui Hristos, nu putem vorbi de înțelepciune. Teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Dar înțelepciunea se manifestă în mai multe feluri. Proverbe 10:8 spune așa, cine primește învățăturile are o inimă înțeleaptă. Iată un semn al celor înțelepți. Primește învățăturile. Fraților, un om înțelept e deschis la ceva anume. La ce? La învățături. La învățături. Primește învățăturile. Este gata să asculte. Să știți că generația noastră merge într-o direcție opusă. Nu primește învățătura. Da? Noi zicem, știu. Știu, noi avem pe Google, ne învață tot, știm tot, nu e așa, nu e așa. Cunoștința nu înseamnă informație, da? A ști, a cunoaște, a fi deschis față de învățături, înseamnă în primul rând să fii un om care să deschizi mintea asupra tuturor lucrurilor. Apostolul Pavel ne spune, cercetați toate lucrurile și luați ce este bun. Acela e un om înțelept, care primește învățătura, da? Cine primește învățăturile are o inimă înțeleaptă. Iată o caracteristică a omului înțelept. Acum ne putem vedea pe noi. Dacă ești deschis la învățătură, ești un om înțelept. Vezi să nu te plafonezi. Atenție la ce a spus deja. Și eu sunt în categoria aceasta. Noi care terminăm o anumită școală, o anumită educație, ne ajungem la un anumit nivel, zicem, gata, am cunoscut. Mare pericol să nu mai fim înțelepți. De ce ne plafonăm? Și nu mai suntem deschiși la învățătură. Și fraților, înțelepciunea se manifestă în primul rând prin aceasta, și anume, primești, ai o inimă înțeleaptă dacă primești învățăturile. Apoi, o altă caracteristică a înțelepciunii este Proverbe 11:2. Cine este smerit, este înțelept. O altă caracteristică a înțelepciunii, smerenia. Un om smerit este un om înțelept. Să știți că multe lucruri se rezolvă cu smerenia. Vorbeam cu fratele Adi înainte să înceapă adunarea. Am fost și noi într-un convoi, eu de fapt, am fost într-un convoi umanitar în Ucraina și am o probleme la vamă, în fine, și am ajuns până la urmă unde trebuia să ducem ajutoarele. Probleme cu vameșii, cu marfa care este dusă acolo, pentru că era ajutor, înțeleg că sunt niște probleme cu marfa nouă, dacă e o marfă etichetată, treci mai greu cu ea la vamă. Și aveam între noi, cel care administra, cel care conducea convoiul. Eu eram șofer la mașina cea mare, dar era un altul care administra și făcuse toate listele și toate acestea. El, care a făcut toate lucrurile acestea, domnule, el era 11 ore când se duce acolo.
era deja în control, el zicea că știe, stăpânește lucrurile. Când a ajuns acolo, s-a cam certat un pic cu vame și s-a cam repezit. Mai și a venit unul dintre noi mai blând la final, că noi stăteam acolo o oră, o zi jumate, deja ne apropiam de două zile, și a venit unul cu duhul blândeții, așa. Și a încercat să le explice, uitați, noi mergem la contactul acela, aveam păstor, unde trebuia să ajungem, cu marfa. Domnule, ce multă înțelepciune a avut omul acela care a fost mai smerit. Cu smerenie, să știți, faci mult mai mult decât cu multe în viață. Cine este smerit este un om înțelept. Așa spune Solomon în Proverbe 11:2. Iată de ce Dumnezeu și nouă ne spune, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Cine este smerit în relația lui cu Dumnezeu, acela va avea mult de câștigat. Dumnezeu dă har celor smeriți, dar stă împotriva celor mândri. Un om înțelept este un om smerit. O altă caracteristică a înțelepciunii este aceasta, Proverbe 18:24. Cine își face mulți prieteni, nu este înțelept. Acum, fraților, spune că nu-i face, deci îi face paguba lui. Acum e pe sens invers, da? Cine își face mulți prieteni, nu este un om înțelept. Câți prieteni aveți pe Facebook? Asta nu e o întrebare relevantă, că nu este asta numărul de prieteni pe care îi aveți. Dar să știți că un om înțelept nu are mulți prieteni. În general, are un stăpân și apoi câțiva oameni de încredere lângă el. Iată-l pe Pavel, care mergea cu Evanghelia și se ducea în toată Asia Mică și i-a întors lumea pe dos, spunea evreii despre el. Nu găsesc pe nimeni ca Timotei care să mă împărtășească simțirile către biserică. Păi, Pavel, tu ai fost în atâtea locuri, cunoști atâția oameni, atâtea biserici în spatele tău și tu n-ai decât un singur om care să-ți fie pe inima ta. Un om înțelept nu are mulți, și așa, prieteni, am zeci, mii. Nu ești înțelept, unii au așa ceva, ai vai de el. Eu am văzut treaba aceasta, a fost implicat mai mult așa, la începutul slujirii am fost implicat în lucrarea cu tinerii și am văzut, mai ales la partea feminină, sunt surori care, prietena mea, cea mai bună prietenă, dar vorbesc de adolescente, știți? Și prietena cea mai bună, tu ești prietena mea, tuturor ești prietena cea mai bună, știți? Vai, și după aceea când încep conflictele, tensiunile, că apar geloziile, știți, între surori, știți, tinere. Și Solomon ne spune, cine are mulți prieteni nu este înțelept. O altă caracteristică a înțelepciunii este în 1 Corinteni 6:14, spune, cine se înjugă la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, iarăși nu este înțelept. Fraților, a fi înțelept, vedeți aici deja Scriptura ne-a băgat în domeniile vieții, unde nu ne așteptam. Nu este doar teama de Domnul înțelepciune, ci sunt multe domenii din viața ta care spun dacă ești sau nu înțelept. Ce faci cu relațiile tale, care este atitudinea ta și ce faci cu învățăturile pe care le ai. Cine merge fără băgare de seamă nu este înțelept. Proverbe 14:16. Vorbim aici de prudență, da? Cine merge fără băgare de seamă nu este înțelept. Și fraților, a fi înțelept înseamnă a fi prudent. Știți cum se spune în Europa despre nemți, zice, ei măsoară de 7 ori și tai odată. Ăla e un om înțelept. Știți? De aceea noi trebuie să mergem cu băgare de seamă în viață ca să fim înțelepți. Un om înțelept face anumite lucruri. Primește învățătura, în general, deci acum căutăm să le sumarizăm. Se însoțește cu înțelepții, da? Cine este înțelept, se însoțește cu înțelepții. Cine se însoțește cu înțelepții, va ajunge înțelept. Veghează în privința rugăciunii. Petru ne spune așa, Petru 4:7 spune, fiți înțelepți și vegheați în privința rugăciunii. Fraților, dacă vrem să fim înțelepți pe plan spiritual, va trebui să veghem în vederea rugăciunii. Observați, Domnul Iisus, el de câte ori avea un eveniment important în lucrarea lui, întotdeauna se ducea în rugăciune. Trebuia să-și aleagă ucenici. Nu a început să facă interviuri și nu a început să facă teste sau altfel de lucruri. A stat o noapte și s-a rugat lui Dumnezeu. A stat cu Dumnezeu rugăciune. De ce era un moment important? El trebuia să-și aleagă ucenici. Și atunci el a ales ucenicii după ce s-a rugat. Când urma Ghețimani și era, urma crucea de fapt, și era cel mai greu moment, să zicem așa, culmea slujirii lui, da, să-și dea viața pentru noi. El atunci de asemenea s-a rugat, a pus pe 3 să se roage pentru el, da, cei mai apropiați dintre apostoli, și apoi ceilalți să se roage în partea cealaltă. Ce vedem acolo erau flancuri de rugăciune, fraților, dacă pot să zic așa, da, înainte de cruce, da, de a-și da viața. Și de asemenea, un om înțelept
este cel ce câștigă suflete. Tot Solomon ne spune că cel înțelept câștigă suflete. Ce vedem noi aici? Toate caracteristicile acestea mari ale înțelepciunii Dumnezeu, Domnul Iisus, le-a, am putea spune, implementat în biserica Lui. Ce facem noi ca și biserică întotdeauna? Noi primim învățături, nu? Apostolii spune, stăruiau în învățătura apostolilor. Noi primim învățătură. Noi totdeauna studiem, dăm îndemnuri, ne rugăm, dar asta e a doua caracteristică a înțelepciunii, rugăciunea, ne însoțim cu înțelepții. Un om înțelept se însoțește cu cei înțelepți. Iar Domnul Iisus spunea să ne iubim unii pe alții. Ei stăruiau în legătura frățească, spune biserica, da? Despre biserica primară, se spune în Fapte 2 cu 42. Și în cele din urmă, Domnul Iisus ne-a zis, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Cel înțelept câștigă suflete. Fraților, noi dacă suntem înțelepți, să știți, prin asta, deci noi câștigăm suflete. Cine câștigă suflete, dovedește înțelepciune. Să știți, sufletele sunt, cum să spun, noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Noi nu putem să-i facem pe oameni să vină după noi sau să urmeze pe cineva. Dacă este înțelepciunea lui Dumnezeu în cineva, atunci sufletele se apropie de acea persoană. Sufletele merg în jurul acelei persoane. Oamenii roiau în jurul Domnului Iisus. Oamenii veneau acolo unde era Apostolul Pavel sau apostolii în general și creștinii în general sunt factorul cel mai mare de atracție a oamenilor. Dar să fim creștini cu adevărat, să fim creștini plini de Duhul Sfânt și urmându-L pe Dumnezeu. A fi înțelept înseamnă a face ceva, nu a gândi ceva întotdeauna, să știți. De multe ori în lume, când se spune trebuie să fim înțelepți, dacă lucrăm la compania aceasta, trebuie să ne dovedim înțelepciune. Fraților, înțelepciunea nu ține foarte mult, deci, adică nu ține în mod deosebit de ceea ce știi, ci în mod deosebit de ceea ce faci. Domnul Iisus a dat câteva pilde ca să ne învețe lucrul acesta. Dacă cineva știe și nu face, nu este înțelept, spune Iisus. La sfârșitul predicii lui de pe munte, a dat pilda cu casa zidită pe nisip și casa zidită pe stâncă. Și Iisus a zis așa, cine aude aceste învățături ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nepriceput care și-a zidit casa pe nisip. A venit ploaia, a venit șuvoaiele și casa aceea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. Dar dacă cineva aude învățăturile mele, spune Domnul Iisus, și le face, va fi asemănat cu un om înțelept care și-a zidit casa pe stâncă. Frați și surori, dacă vrem să fim înțelepți, trebuie să facem ceea ce spune Dumnezeu. Nu doar să știm. Că noi putem să ne bucurăm că știm ceea ce spune Dumnezeu și zic, Doamne, îți mulțumesc că am aflat voia Ta. Îți mulțumesc că mi-ai spus ceea ce trebuie să fac în viață. Iisus zice așa, pentru că știți aceste lucruri, fericit de voi dacă le veți face. De aceea înțelepciunea nu e să știi numai. Dimpotrivă, înțelepciunea te poate acuza mai târziu. Dacă știi și n-ai făcut, asta îți va sluji la judecată, spune Scriptura, vestiți Evanghelia spre mărturie. Nu totdeauna e spre mântuire, ci spre mărturie a celor ce nu fac. Dar dacă cineva ascultă Evanghelia și face, acela Iisus îl numește un om înțelept și a zidit casa pe stâncă, pe adevăr, pe Hristos. De aceea fi înțelept înseamnă nu doar a ști, ci a face. Bineînțeles că a face ține de a ști, da? Pentru că să faci trebuie mai întâi să știi. Apoi, Domnul Iisus ne mai spune ceva despre înțelepciune. Înțelepciunea este dacă știe cineva să facă un bine și nu-l face destul, nu este înțelept. Și dă aici o pildă, pilda celor 10 fecioare. Spune că la sfârșitul vremurilor, biserica se va asemăna cu 10 fecioare. 10 fecioare, dintre care 5 erau înțelepte, 5 nechipzuite. Ce făceau cele înțelepte? Spune că toate erau fecioare, toate aveau un de lemn în candelă, dar 5 dintre ele au avut rezervă de un de lemn. Rezervă de un de lemn. La mijlocul nopții zice că s-a terminat un de lemnul din candele, deci toate au avut un de lemn, toate au luminat într-un timp, dar numai 5 au avut surplus de un de lemn. Ce înseamnă asta? Când faci binele, trebuie să-l faci suficient. Nu doar să încep și eu lucrarea lui Dumnezeu. Și știți, pe la mijlocul nopții al vieții mele, se termină un de lemn, știi? Și creștinismul meu se cam consumă. Nu mai am lumină, nu mai am căldură, nu mai am călăuzire. Omul înțelept este cel care are surplus de un de lemn. Adică el se asigură că până la sfârșit va rămâne credincios. Până la sfârșit. Fecioarele înțelepte, ele au zis așa, cât ține așteptarea noastră? Păi, Doamne, până dimineața la 6 sunt 12 ore sau cât era acolo, da? Mai, să zicem, mai puțin, 10 ore.
ele au făcut calculul cât țin candela și apoi să aibă surplus să ajungă până dimineață, dacă cumva mirele întârzie. Fraților, a fi înțelept înseamnă să ajungi până la final. Nu înseamnă să pornești la drum. Mulți pornesc, dar puțin ajung, spune Domnul Iisus în altă parte. De aceea un om înțelept este cel care face binele suficient. Câți n-au început, nu? Cu Domn. A început mulți. Și Dima, spune Pavel, lucra cu el la un moment dat. Și Marcu, pe Marcu Pavel s-a supărat tocmai din cauza aceasta. I se stingea lumina din când în când. Mergea în misiune, ba nu mai mergea. Acum mă duc, acum nu mai mă duc. Nu putea Pavel să facă lucrarea în felul acesta. El trebuia să aibă un om care să meargă de la început până la final. Da? Și asta înseamnă înțelepciune. Și un alt lucru, fraților, care face referire la înțelepciunea noastră este dacă un om face binele, trebuie să-l facă cu perseverență. Și Domnul Iisus ne mai dă o pildă ca să înțelegem lucrul acesta. Femeia și judecătorul nedrept. Era o femeie care era nedreptățit. Fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu, spunea femeia. Femeia era văduvă. O văduvă în vremea lui Israel era neajutorată. Nu era autoritate. Nu avea credit. Și judecătorul era cea mai mare autoritate pe vremea aceea, cumva, da? Și asta era nedrept. Zice că nu se temea de Dumnezeu și de oameni nu se rușina. Am spune noi, nenorocirea perfectă. Adică o femeie neajutorată și unul în autoritate care nu se teme de Dumnezeu și nu e rușine de oameni. Păi da, asta e un vis urât, asta e un coșmar. Deci nu are cum să sfârșească bine. Și Iisus ne zice, nu, femeia e înțeleaptă și am să vă spun în ce a costat înțelepciunea ei, că ea l-a biruit pe celălalt. Ea nu înceta să strige la el și să zică, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Și spune, le-a dat pilda aceasta ca să învețe pe ucenici că trebuie să se roage și să nu se lasă. Să nu se lasă. Ce înseamnă asta? Un om dacă face binele și nu perseverează, nu e înțelept. Vei da și tu de un judecător nedrept în viața ta. Ce o să faci atunci? Îți spune Iisus, perseverează. Tu poate că ești ca o văduvă, n-ai susținere, n-ai ajutor, n-ai acoperire, să zicem așa. Dar dacă vei persevera, vei dovedi înțelepciune și în felul acesta vei putea birui. Cum spun chinezii, spune că în general oamenii cred că piatra e mai tare decât apa, dar fizic nu este așa. Dacă pui o picătură pe o stâncă să picure într-una, face gaură în stâncă, o găurește. Până la urmă o străpunge și trece peste ea. Apa e mai tare decât stânca prin perseverența ei. Da? E, la fel este și cu noi. Noi, prin perseverență, noi dovedim înțelepciune. Dovedim înțelepciune și în felul acesta vom birui în viață. Înțelepciunea înseamnă, de fapt, fapte în exterior și nu doar cunoștință, fapte în exterior. Dacă ești credul, adică nu ești, Apostolul Pavel spune, cei lesne necrezători, nu ești înțelept. Spune Domnul Iisus așa, în Evanghelia după Matei, fiți înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. La ce se referă acolo? Pe șarpele nu este un simbol bun, e simbolul diavolului și așa mai departe. Dar de ce ne zice să fim înțelepți ca șerpi? Cuvântul acolo în greacă este phronimoi, care înseamnă și prudent. Cu adevărat, șarpele este unul din cele mai prudente animale. Șarpele n-are gheare, n-are picioare, n-are coarne. Singura lui armă este prudența. E, așa ne cere și nouă Dumnezeu să fim prudenți. Atunci ești înțelept când ești prudent ca șarpele. De aceea nu trebuie să fii les necrezător, ci trebuie să cercetezi, să fii prudent, atent. Asta e înțelepciunea pe care vrea Dumnezeu să o avem, dar și fără răutate ca porumbei. Da? Deci noi trebuie să fim fără răutate și blânzi. De ce? Pentru că e momentul harului. Dumnezeu încă vestește Evanghelia, de aceea lasă și pe Putin, lasă și homosexuali și toate relele acestea din lumea noastră, încă le lasă. De ce? Mai are suflete de câștigat. Să știți că am fost în Izmael, în Ucraina, și acolo am cunoscut o biserică unde noi am dus ajutoarele. Acum 5 ani a început biserica, într-o clădire ca a voastră, ca asta, undeva în centrul orașului Izmael. Și erau câteva familii, exact, aveau tot câteva familii. Și acum sunt 200, după 5 ani. Deci, ucrainienii sunt foarte spirituali, să știți, poate știați, sunt a doua comunitate din Europa, evanghelici, vorbind de evanghelici aici. Anglia e prima comunitate evanghelică ca mărime, Ucraina și România e pe locul 3. Sunt foarte spirituali,
Mergeau evangheliștii noștri înainte de război, acolo își făceau lucrări extraordinare, foarte mulți. Comunitatea de evrei, comunitatea de evanghelici și de aceea Dumnezeu încă mai îngăde, încă mai rapt și ne spune, fiți fără răutate ca porumbei, mai am suflete de câștigat. Noi dacă am scoate săbile sau colții, gata cu mântuirea, nu se mai convertesc oamenii. Dar oamenii se întorc cât timp este mielul lui Dumnezeu, da? Activ pe pământ. Adică sunt chemați cu dragoste, cu dragoste, în har. Da? Și de aceea noi trebuie să facem această lucrare. De asemenea, fraților, dacă suntem înțeleți, sunt oameni care nu mergem după oameni, ci mergem după cuvânt. Biblia ne spune despre niște iudei cu o inimă aleasă. Și spune, iudeii din Berea aveau o inimă mai aleasă. De ce? Ci ei cercetau cu scripturile ca să vadă dacă ce le spunea Pavel era în tocmai cu scripturile, ca să-l urmeze. Și Biblia îi numește pe ei iudei cu inimă aleasă. Un om înțelept se ia după cuvânt și nu după oameni. Dumneavoastră veți fi înțelepți dacă cercetați cu scripturile tot ceea ce spun vorbitorii sau orice altfel de învățător, pentru că a fi înțelept înseamnă să fii un om care ești conform cu scripturile. Iisus întotdeauna când stătea în fața diavolului spunea, este scris, este scris. Dacă nu ai în baza învățăturilor tale, practicilor tale, ceva scris din cuvântul lui Dumnezeu, nu ești înțelept. Cel rău te poate prinde aici. Și într-adevăr, Domnul Iisus întotdeauna l-a înfrânt cu scriptura și mai mult, doar cu Deuteronomul, dacă cercetați cu atenție. Iisus n-a folosit texte decât din Deuteronom în fața diavolului, probabil ca să arate strălucirea Scripturii. Aia a fost doar una din uneltele Scripturii, doar o armă. Are mai multe. De aceea noi trebuie să, cuvântul lui Hristos trebuie să locuiască din belșug în noi, în toată înțelepciunea, ca să fim oameni înțelepți. Așa era cei din Berea. Cei din Berea așa erau. Cercetau zi și noapte. Pe cine? Pe Pavel. Îl cercetau pe Pavel. Vă dați seama ce, câtă înțelepciune, câtă prudență, câtă atenție la ei. Și Dumnezeu a găsit plăcere în oamenii aceia. Ce oameni cu inima aleasă. Și pe Pavel îl controlau. Da, foarte bine. Așa trebuie. Cu Scriptura trebuie să cercetezi totul. Pe tine, pe tata, soția, copii, orice. De ce? Scriptura este tot ce ne-a dat Dumnezeu. Dacă rămân în voi cuvintele mele, spunea Iisus, cereți orice veți vrea și vi se va da. Cu o singură condiție, să rămână cuvintele Lui în noi. Atunci ești înțelept, plăcut lui Dumnezeu. Și de asemenea, dacă te însoțești cu cei înțelepți, ești înțelept și de aceea și Scriptura ne spune să iubim pe frați, să stăm în poporul lui Dumnezeu. Și fraților, în încheiere aș vrea să vorbesc puțin despre pricepere. Aici spune că este duh de înțelepciune și de pricepere. Eu n-am vorbit decât de înțelepciune și puțin despre pricepere. Ar fi mai multe de spus și despre celelalte virtuți, dar priceperea, fraților, nouă ne spune tot în Iov 28:28, spune priceperea este depărtarea de rău. Aceasta este priceperea, depărtarea de rău. Frica de Domnul este înțelepciunea și depărtarea de rău este priceperea. În românește, a fi priceput sună diferit. Dacă se strică mașina, cauți un mecanic priceput, nu așa zicem noi. Măi, ai un mecanic priceput, mi s-a stricat mașina, e ceva complicat, trebuie să cineva serios. Și zicem noi că un om care se percepe, domne, la așa, e priceput, știi? Să știți că pentru evrei și în limba evraică este puțin invers. A fi înțelept înseamnă înțelepciunea se traduce în limba ebraică și prin inteligență și abilitate. Iar priceperea se traduce prin sfințenie. Exact cum spune acolo Iov 28. Spune, depărtarea de rău, aceasta e priceperea. Știi cât ești de priceput? Cât ești de sfânt. Cât te depărtezi de rău, atât ești de priceput. Dacă nu ți-e teamă de rău și nu te depărtezi de rău sau te compromiți așa, nu ești priceput, spune Biblia. Solomon mai spune, hai să ascultăm sfârșitul tuturor învățăturilor. Zice, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Și vedeți, teama de Dumnezeu, înțelepciunea și păzirea poruncilor lui Dumnezeu, adică depărtarea de rău, aceasta este pricepere. Aceasta este sfârșitul tuturor învățăturilor, spune Solomon. E ceea ce vrea Dumnezeu de la noi în cele din urmă, în final. Da? Dacă vrei să sumarizezi Biblia, ce vrea Dumnezeu de la noi, să te temi de Dumnezeu și să faci tot ce e scris aici. Și atunci l-ai mulțumit pe Dumnezeu. Și fraților, aceasta este priceperea, să te îndepărtezi de rău. Și acum, Duhul Sfânt lucrează în noi pricepere, pentru că spune Scriptura, Duhul Sfânt ne sfințește. Numele spune și lucrarea pe care o face Duhul în noi. El ne sfințește. Ați fost sfințiți prin Duhul Sfânt, spune la un moment dat Scriptura. El se ocupă cu această parte esențială din viața noastră, și anume sfințirea fiecăruia dintre noi.
El ne spune ce trebuie să facem, ce n-ar trebui să facem. El ne purifică gândurile, motivațiile și prin Scriptură Duhul Sfânt ne sfințește, frați și surori, pe fiecare dintre noi. Priceperea este depărtarea de rău, sfințenie. Priceperea este ceea ce face în interior. Iată ce spune Solomon despre pricepere. Cine este încet la mânie are multă pricepere. Proverbe 4:29. Priceperea ține foarte mult de sfințenie, de atitudinile tale interioare. Cine este încet la mânie are multă pricepere. Iată, e vorba de o, cum să spun eu, o latură a interiorului tău. Ești priceput? Dacă ceva se întâmplă în interiorul tău, da? Ești încet la mânie. Cine merge pe drumul cel drept este priceput, spune Solomon în Proverbe 15. Un om priceput merge pe drumul cel drept, merge pe calea lui Dumnezeu. El se întoarce la Domnul, nu-i pasă de nimeni, ascultă de Dumnezeu, chiar dacă suferă prigoană pentru asta, primește mustrarea. În Proverbe 17:10 spune, o mustrare pătrunde pe omul priceput mai mult decât 100 de lovituri pe cel nebun. Iată cum e un om priceput, primește mustrarea. Știți, sunt unii oameni pricepuți în viața noastră, care dacă au greșit ceva, Dumnezeu ar intra în pământ. Deci se supără că au greșit sau dacă e mustrat de cineva, mai bine îi dau 100 de lovituri decât să-l mustri. Fraților, un om priceput, un om sfânt, este, știți, sensibil, cingaș, dacă pot să spun așa. Noi nu-i trebuie bătăi și, știu eu, lovituri sau prăbușiri în jurul lui ca să se schimbe. Nu, o singură mustrare e suficient. Asta înseamnă pricepere din punct de vedere spiritual. Asta este pentru noi sfințenie, da? Ca să înțelegem. Și, fraților, ceea ce trebuie să înțelegem este că noi suntem percepuți în măsura în care suntem sfinți. Știți că de multe ori în lumea noastră oamenii se judecă, sunt bătăi cu avocați, ajungi la judecătorie. Știți cine câștigă în cele din urmă? Bine, dacă vorbim de o judecată onestă, câștigă aceia care au mai puțină vină. Aceia sunt mai percepuți, care au mai puțină vină. Care au păcătuit mai puțin, care au făcut mai puțin rău. De aceea, omul priceput în viață este omul care se depărtează mai mult de rău. Priceperea aduce biruință în viață. De ce? Pentru că atunci când faci ce spune Dumnezeu, birui. Iosua a cucerit Canaanul. A fost un războinic desăvârșit, Iosua. A dat seama să cucerești tot ținutul acela plin de împărați. Dar care era tăria lui Iosua? El nu se concentra foarte mult pe, eu nu știu cum își antrena el armata, dar știu un singur lucru, că atunci când Acan a păcătuit, el nu a mai putut să cucerească cetatea Ai. Și era foarte supărat. Doamne, ce ne-ai făcut? Ne-ai adus aici să ne bată cananiți. Iată, n-am putut să cucerim cetatea Ai. Și Dumnezeu i-a vorbit și i-a zis, cineva a păcătuit împotriva Domnului. Du-te, curățește răul și voi fi cu tine. Și ce a făcut Iosua? A tras la sorți până a ajuns la Acan. I-a zis lui Acan, mărturisește ce ai făcut. A îndreptat lucrurile și după aceea a fost biruitor. De ce un om priceput este biruitor? Nu pentru că știe să mânească sabia, ci pentru că are pricepere să se îndepărteze de rău. Să dea pe Acan la o parte. Să dea păcatul afară din viața lui. Când faci lucrul acesta, atunci ajungi biruitor. Toți oamenii lui Dumnezeu care au fost pricepuți, adică au sfârșit cu bine alergarea și au mers bine în viață, au fost oameni pricepuți care au știut să îndepărteze orice rău din viața lor. Și David a păcătuit, dar a știut să-l îndepărteze, ce m-am păzit de păcatul meu. L-am mărturisit și nu l-am mai repetat. Și priceperea aceasta a făcut să fie priceput, a făcut să fie plăcut în fața lui Dumnezeu. Ce că Iisus, că David era un om după inima lui Dumnezeu. Probabil că și asta conta la Dumnezeu. Priceperea lui. Știința lui de a se îndepărta de orice este rău. Și fraților, atunci vom fi pricepuți când ne vom depărta de tot ce este rău în viața noastră. La asta lucrează Duhul Sfânt. Să știți că nu totdeauna ne lipsesc banii, mijloacele sau știința, ci de multe ori ne lipsește priceperea, adică depărtarea de rău. Nu mai repeta lucrul acela care știi că nu-i bun. Și să știți că ceea ce împiedică cel mai mult un suflet să se întoarcă la Dumnezeu sau să vină la Dumnezeu, este exact lucrul acesta. Sufletele sunt foarte sensibile la sfințenie și păcat. Dacă un om nu este cinstit, un suflet se depărtează instant.
Mi-au aminte de soția mea și cu asta închei, când, știți, era o vreme când ciocăneau la ușă și veneau cu oferte. Acum mai rar, că acum e curier, internet, e altfel. Dar veneau la ușă și veneau cu ofertă. Că dacă vrem să cumpărăm, nu știu ce, detergent, nu știu ce, tot felul de lucruri. Și eu ascultam, știi, așa, foarte binevoitor. Știi? Și soția mea întotdeauna dădea coate. Și ea simțea, știi, surorile, femeile, în general, au un simț în plus față de noi. Dom'le, omul ăla vorbea perfect. Era și îmbrăcat frumos, avea și acte și ștampile, tot ce trebuia, știi? Dar ea simțea că ceva nu e în regulă. Măi, n-am încredere în omul ăsta. Nu se cade. Ce caută el la ușă la tine? Oamenii mari stau în firme, în birouri. Și ce vreau să vă spun este că un om priceput este cel care evită rău, nebuloasa, ceața, știți? Și noi trebuie să știm că așa vom câștiga. Prin sfințenie, prin integritate. Când ești un om curat, în toată purtarea noastră, ceea ce spune despre Domnul Iisus nu se spune despre nimeni. Zice că Domnul Iisus n-a avut păcat. Prin asta Domnul Iisus a câștigat bătălie. Prin asta a atras. De aceea oamenii nu mai încetau să vină după el. Că la el avea trecere numai evrei cărora Domnul Iisus era dedicat în vremea aceea. Și cananencele veneau la el și primeau ajutor. Da? Și el le spunea, acum am venit la copiii pierduți al lui Israel. Nu se cade să iei mâncarea copilor, să o dai la căței. Femeia aceea a avut credință, a strigat la el și a primit ceea ce dorea. De ce? Pentru că Iisus era fără păcat, plin de îndurare, plin de curăție. Și fraților, și noi vom câștiga dacă vom face lucrul acesta. La asta lucrează Duhul Sfânt. Asta era Duhul care era peste Domnul Iisus și pe care Dumnezeu vrea să îl toarne și peste noi. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.